Vino ia steagul de la Lucica și... Anca? Nu, doar steagul, nu tu! Trageți de steag! Așa! Și bine v-am regăsit! Pe o parte din voluntarii Invictus am avut ocazia ieri să participăm pe traseul albastru de la Drobeta Tunul Severin până la Caransebeș. Mulțumim astăzi reprezentanților administrației publice locale, clubului școlar municipal, clubului sportiv școlar, asociației cultului Regina Maria, filiala județului Caransebeș și locuitorilor municipiului Caransebeș. Numele meu este Florentin Drăghin și sunt voluntar Invictus. De ce ne-am adunat astăzi aici? Pentru a asigura continuitatea ștafetei Invictus pe traseul albastru. Astăzi, ștafeta va pleca din fața Monumentului General Ioan Dragalina din Caransebeș către Lugoj. Alergătorii de performanță și nu numai, fac parte din voluntarii ștafetei, atât militari cât și civili. Aflată la ediția a 11-a, în acest moment, pe cele trei trasee reprezentând culorile drapelului național, se parcurge în alergare și în pedalare cu bicicleta peste 3500 de kilometri, antrenând și antrenând autoritățile publice locale, reprezentanților asociațiilor, în cele 50 de localități prin care trece fiecare din cele trei trasee. Ca în fiecare an, ștafeta Invictus a trecut și prin municipiul Caransebeș. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Următorul moment este intonarea imnului de stat al României. Nu știam că o să vorbesc primul, dar onorată asistență, dragi alergători, iată că ați ajuns și în municipiul Caransebeș, la statuia generalului Ioan Dragalina, pentru a omagia eroii neamului, eroii de pe fronturile de luptă, căzuți la datorie, dar și eroii civili. Mă duce gândul la eroul de la maraton. Știm cu toții că din 490 înainte de Hristos, un mesager al Greciei, care pentru prima dată au reușit să împingă perșii în lupta de la maraton, a luat inițiativa și a alergat 42 de kilometri până la Atena. În momentul în care a ajuns la Atena, a strigat, am învins și a murit. Nu știu dacă s-a întâmplat cu adevărat așa, dar știm cu toții că până la urmă, acel luptător grec a fost un erou al grecilor și un simbol a rămas pentru toată lumea.
Așa și dumneavoastră ați învins astăzi, ajungând aici la Caransebeș. Vreau să vă felicit pentru treaba aceasta și vreau să vă felicit că nu doar la Caransebeș ați învins, ci învingeți în toate locurile unde mergeți. Știu că ați venit de la Severin și vă duceți mai departe la Lugoj. Vreau să vă spun că pe lângă faptul că omagem eroii, dumneavoastră practic promovați și legăturile dintre dumneavoastră, promovați sportul, promovați sănătatea. Vă felicit și vă rugăm să ne chemați de fiecare dată când veniți în municipiul Caransebeș, chiar dacă în anul trecut nu ați făcut-o în fiecare an, pentru că noi vom fi alături de dumneavoastră și vă vom onora prezența dumneavoastră aici, în municipiul Caransebeș. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, stimată audiență. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Caransebelin, reprezentanții săi au onoarea de a participa la acest eveniment dedicat eroilor neamului românesc și care totodată onorează veteranii de război și militare veniți în teatre de operațiuni militare. Din purtarea de drapele tricolore pe distanțe semnificative și trasee simbolice care traversează mai multe localități din țară, ștafeta veteranilor Invictus promovează valorile naționale, recunoștința față de cei care au servit țara și încurajează solidaritatea între generațiile de militari și civili. Cinstirea memoriei celor care s-au jertfit pentru țară, protejarea mormintelor eroilor români sunt datorii sacre ale statului și ale fiecărui cetățean. Veteranii Invictus, Petrișor Prada. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Vă spun câteva cuvinte. Ștafeta am reluat-o ieri dimineață. Am plecat de la ora 4 din Caransebeș. Am ajuns la ora 6.30 la Severin și am ajutat colegii din Severin. Am purtat-o de la Severin spre Orșova. La Orșova am fost la monumentul și la cimitirul eroilor din Orșova. Apoi am fost la Topleț, unde asociația împreună cu prefectura și cu jandarmeria au reamenajat cimitirul eroilor din Topleț. Am fost primit de doamna subprefect al Caransebelinului, după care am străbătut alți kilometri spre Herculane. Am ajuns în piața centrală din Herculane. Am făcut același protocol și acolo, după care am continuat ștafeta spre Teregova, unde am fost primit de un grup de copii în haine populare, în tradiția românească, după care următoarea oprire a fost la Monumentul Eroilor din Slatina Timiș. Urmând să ajungem, pe la ora 9 seara, am predat ștafeta domnului Maior, aici, în fața statuii generalului Ioan Dragalina. Garnizoane Caransebeș, protejă ștafeta Invictus a veteranilor și țin memoria eroilor neamului românesc. Domnule comandant, sunt voluntar Invictus, Prada Petrișor. Preiau ștafeta și o să duc onoare și mândrie la Lugoj. Vă mulțumim foarte mult! Așa plecați cu steagul, nu? Oh, Invictus!